Continuăm nebunia în această perioadă de transferuri de vară la Manchester United. Desigur, l-am adus pe Haaland, am schimbat istoria, am schimbat realitatea. Haaland a refuzat-o pe Manchester City și a ales-o pe adevărata Manchester, AE United. Dar, desigur, nu ne oprim aici. Mai avem mulți jucători așa pe listă. Tot trebuie, desigur, să și vindem. Asta și aștept acum oferte pe Pogba, pe De Gea, oferte care, din păcate, nu tare vin. Și când vin, nu ne-am prea înțeles la bani. Dar acum, hopa, Paris Saint-Germain vine aici. Vine aici Manchester, Paris Saint-Germain, interesată de Pogba. Și chiar mi l-aș dori să-l văd pe Pogba la PSG. Mi se pare că ar sta senzațional de bine la parizieni. Și da, totodată mi se pare un transfer, să zic așa, chiar realist. Deci hai să vedem, transfer fee, ziceam eu, o grămadă de bani la PSG, totuși vom fi mai așa, mai înțelegători față de City. Oh, vreți să-mi oferiți pe Wijnaldum? Ce să fac eu, bă? Eu vreau să mă scap, e oale sparte, nu să mai cumpăr 2-3. Ah, ce-o fost în Wijnaldum și ce-au ajuns săracul? Da! Nu vrem să ne... așa? Gata! 150 de milioane PSG-ul pentru Pogba. Ala-i, vezi, altfel și eu am fost mai acceptabil, mai discutabil. Poate că parcă atât în jur de bani ăștia mi oferau și cei de la City. Da, na, vinzi la rivală. Nu, am încercat 175 cu City. N-a fost să fie, nu este nicio problemă, pentru că, desigur, a venit Paris SG și, uite, au scos banii. Oh, nu, Bruno Fernandes va rămâne cu noi mult și bine. Și uite, Dortmund a vrut să-l cumpere pe Nunez, poate așa în locul lui Haaland, știi, viitorul superstar. Dar da, așteptăm acum să se finalizeze transferul lui Pogba și atunci ne vom axa pe un mijlocaș. Pe un mega mijlocaș în locul lui Pogba. Haide, vine ofertă pe Rashford și pentru Pellestrini. No, reject. Și Rashford, am zis că nu vreau să-l vând. Nope. Cel puțin nu acum, poate în sezonul viitor, eu știu. Vom vedea, hai să mai simulăm așa câteva zile. Un egal cu cei de la Leicester. Na, egal. Da, este. Bun. L-am vândut pe Pogba la PSG. Acum, ce mijlocaș aducem în locul lui Pogba? Am înțeles că sunt niște speculații că Frankie de Jong ar fi dorit pe locul acela de mijlocaș în locul lui Pogba. În realitate, desigur, Pogba, știți bine, expiră contractul, va fi un free agent și se va duce, desigur, unde dorește el, pe gratis. Și, desigur, deja Manchester United și-a făcut o listă, câteva chestii au apărut și așa prin presă, știi tu, așa, leaked, cu zvonuri și minuni. Oare cine va fi, cine va veni? Unul din acești jucători care, cum s-a auzit de el foarte mult, s-a insistat, este Frankie de Jong. De ce? Pentru că, desigur, el a fost unul din elevii lui Ten Hag în perioada lui Ajax. Și e și chestia aia, știi, odată ce vine antrenorul, pac-pac, își ia din jucători preferați și poate că el este și un factor de decizie pentru jucător ca să aleagă United. Dar dacă mă întrebați din perspectivă, bă, ți se pare realist chestia asta sau doar un zvon? Eu vă spun că mi se pare doar un zvon. Parcă mi-aș dori să se întâmple asta. Mi-ar place să văd pe Frankie de Jong la United și mai ales în Premier League. Este un jucător cu calități incredibile. Dar pe de altă parte este la Barcelona. Gen... de ce să plece, știi? În momentul de față unde e un jucător de la incontestabil, non-stop, titular, toate cele... De ce să plece? Ar fi foarte mișto să-l fi luat pe Jude Bellingham și chiar mi-ar fi plăcut și United să-l ia pe Jude Bellingham, mai ales că este englez și n-a, știți bine, echipele tot timpul dau un ban mai mult pe jucători englezi ăștia din Anglia, of course. Dar în momentul de față Jude Bellingham zice că nu este de vânzare pentru că este prea important clubului. Un alt jucător ce mi-ar place să-l văd la United, mai ales și în realitate, este Leon Goretzka, știți bine, unul din mijlocașii mei preferați, dar... parcă nu e so realistic. Poate
poate forțăm ideea asta care, na, dacă ne luăm un pic așa după zvonul și după toate cele, încercăm desigur să luăm pe Frankie de Jong. Cum ar fi să se întâmple asta și în realitate? United să zic, hai mă că avem un buget, acum avem un antrenor adevărat și na, vorba aia cu calități, hai mă îți dăm ție bugetul ăsta, fă ce vrei, ia pe cine vrei. Și el cea de genul acolo, o, da? Na, bine atunci. Hai să vedem. Începem cu 140, începe desigur low și să vedem. 225, într-adevăr, Xavi dorește, o să mă zic eu, logică să ceri pentru un asemenea jucător. Merită așa de mult? Nu știu ce să zic. Dar, din nou, așa dau oferte de asta low ball. Și l-am adus pe Xavi cu picioarele pe pământ. Iar acum creștem și noi un picuț oferta. Ia uite așa, 150 de milioane. Ce zici Xavi? O grămadă de bani. 159! Hei, hei, hei! Sigur! Hei, eu l-am văzut pe Pogba cu 150 de milioane la Paris Saint-Germain. Și să fim sinceri, pot să-l compar pe Pogba cu Frankie de Jong? Deloc. Ce a fost Pogba cu 4-5 ani, sigur, era un jucător destul de bun, era bun, o anumite calități, înalt, puternic, toate cele, dar dacă vă uitați, ce, scrie pe Google, Pogba stats, și te uiți în ultimii 2-3 ani, să nu zic sezonul acesta, că o varză, dar ultimii 2-3, bă, înțeleg, ești mijlocaș, nu trebuie tu să dai nu știu ce goluri. Ar fi binevenit, mai ales când ai pe unul ca De Bruyne, ca Bruno Fernandes și așa mai departe, care chiar dau goluri. Ba, asisturi, fază de creație, Pogba, nu știu, parcă nu mai e așa interesat de fotbal. Cel puțin că mă uit și eu la meciul la United și toate cele, că desigur îmi place de United și în, și în realitate. Mă, că îl vedeam pe Pogba așa, la lău pe teren, mai mișca mingea, mai greu ca și așa, ca și o cisternă. Nu știu, nu mai mișcă, nu știu. Deci eu nu mă bucur că, na, așa zis, îl pierdem pe Pogba în realitate de la United. Eu cred că United-ul oricine va aduce în loc, chiar și dacă îl titularizează, ar fi mai fain să-l titularizeze pe Van de Beek, care desigur acum este împrumutat, dar va reveni, sau nu știu, va transfera definitiv, habar n-am. Oricum, hai că deviez de la subiect, într-adevăr ne-am înțeles aici cu Frankie de Jong, care vine la Manchester United. Un transfer absolut bombă. După Haaland vine și Frankie de Jong. Ne facem o fortăreață aici la United. Dumnezeule, ce jucători! Ce jucători avem noi aici așa. Da, într-adevăr. Oi, 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 oi. Hai că-l scoatem pe ăsta și-l pune pe de Jong așa. Și după care, logic, de Jong titular. Super tare, de ce mișto, bro! Frankie de Jong acolo, Sancho, Haaland, Rashford, Bruno Fernandes, Varane, De Gea, mă rog, De Gea cu semnul întrebării. Pe apărare, cu Rudiger, cu Joe Gomez, cu ăștia mei, Davis foarte bun, acolo Wan-Bissaka, chiar că e ok, poate un CB, respectiv GK, și desigur banca de rezerve, acolo sunt așa semnele de întrebare, care rămâne de văzut, desigur. Să vedem ce oferte ne mai vin, pe cine mai vindem, ce se mai întâmplă, știți voi, toate cele. Ia uite, vine ofertă pentru Luke Shaw. De la Bayern, interesant. Parcă l-aș păstra pe Luke Shaw, dar parcă l-aș și vinde. Hai să negociem cu Bayern, hai să vedem că totuși Bayern, e o echipă forță și acum nu mai e Davis la ei, mai mult ca sigur poate că ar avea nevoie de un lb HDM. Da, că îl dădusem la schimb pe Alex Telles. Într-adevăr, ia uite ce fain ar fi, știi, să fie din nou împreună băieții, știi, Alex Telles cu Luke Shaw și știi ce al genul. Hei, ce cauți aici? Păi m-am transferat. Hei! da, ok. Hai să vedem. Musiala, ăla e scump, 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 scump. Dar își merită cașul. Dar mi-ar place un Pamecano și tânăr și toate cele, ar fi super mișto, dar știu că nu-mi iese. Dar oricum măcar m-am mai uitat așa peste lotul celor de la Bayern. Hai să vedem, 70 de milioane, mult știu, dar îți curios cam cât pot să forțez așa. Hai să vedem, 60. Hai, 60. Dăm 60 și e al vostru. 55.800. Mamă, s-o grămadă de bani pentru, în opinia mea, pentru Luke Shaw. Da, mă, bine, sigur, acceptăm.
să dai, hai să rotunjim un picuț, 56 de milioane pe Luke Shaw, bro, bro, așa cea, nu se refuză, cred că și RL să primească United, asemenea ofertă, știi, gata, întinde mâna, done deal, unde semnăm? Da, ia uite, Luke Shaw a fost vândut, da, deci așa avem nevoie acum de o rezervă pe acea poziție de LBRB, vedem noi aici ceva super talente, desigur, tineret. Îl mai avem și pe Dalot care o să-și facă treaba acolo, dar hai să vedem, ia uite acum este acest olandez, Rensch, numai că s-ar fi trebuit să le iau un picuț, bă, numai că încă e 19, wow, ăsta ar fi bun așa de un road to glory. Ce mai avem noi pe aici? Și-a Militao, nu, Alaba, nu, 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 Stefan Paul, nu, bine, CB, așa, Tavares, nu la Tavares, ok, luxul ăsta, hai, serios, l-aș putea lua pe Tierney în același preț, numai că na, Tierney, na, ar fi frumos să joci ca titular. Nu, Mendes, nu, Robertson, Renan Lodi, ia uite și el ce ieftinui. Cred că băieții noștri de la Bayern au făcut transferul greșit. Dar într-adevăr nici eu nu sunt așa, să zic, pregătit pe rezerve. Oare să le iau pe atunci pe Nuno Tavares sau practic e cam ca și Dalot. Și Dalot n-a va fi el rezerva asta. Hai să ne uităm așa pe scurt Dalot. Asta să facem din nou o schimbare, îl punem pe Langa. Așa. Deci Dalot, da, eu așa știu că poate să joace și RB și LB, deja 83 pace, 77 defense, de ce nu și Joe Gomez poate, care pace, da, oh, și-l mai am și băbatul ăsta, mă, Williams, oi, așa decât să le iau pe Tavares ăla, l-am pe Williams, ce să mai, da, e ok. E bines, e bines cu fines. Așteptăm totuși oferte pe De Gea, pe, eu știu, Cristiano Ronaldo. Eram tare curios dacă vin oferte. Pe de altă parte, parcă mă așteptam să nu vină, dar știi, era și curiositatea. Bă, oare dacă îl pup pe Cristiano Ronaldo, transferul este, vin ce oferte sau ce se întâmplă? Da, hai să vedem ce mai vine aici. Așa. Oferte de loan pentru Chong la Wolfsburg, Miramă să joace acolo, dar sigur, hai că îl împrumutăm. Swap deal nou, vom da reject și din nou ofertă pe omul nostru, Nunes, care desigur, nu este de vânzare, my friend. Poate aș putea face de ăsta, frate, o ofertă de, să zic că vreau să schimb pe De Gea. De ce să nu-l ofer pe De Gea și, știți, așa ca și monedă de schimb, știi? Ia, pac, De Gea și poate o diferență de bonus, dar Miramaș, numai că la cum e sistemul ăsta de swap, nu prea funcționează și de timpul îți cam iei țeapă când folosești faza asta de swap. Dar, da, ia uite, mi-ar place să le iau pe cămătarul Donnarumma. Ar fi foarte interesant. Mendy tot timpul mi-a plăcut cum a apărat, doamne, și am o cupă și toate cele, parcă și pe Mendy l-aș lua. Oblak l-aș vedea așa iarăși la Manchester United. Alisson, nu. Ter Stegen? Da, într-adevăr, Ter Stegen ar fi o idee foarte bună, am înțeles că erau ceva zvonuri că s-ar putea să plece Ter Stegen, nu s-ar putea să-l vândă pe Ter Stegen. Mare parte atunci când au fost problemele alea mai mari la Barcelona, dar acum de când au cumpărat ăștia licența, numele stadionului și nu știu ce și nu știu cum, deja Barcelona are bani. De era atunci când era nebunia aia și se gândeau să-l dea pe Ter Stegen pentru că desigur el avea un salariu foarte mare și logic nu dorea să-și schimbe acel contract pe un salariu mai mic, cum au făcut alții care au acceptat Piqué și așa mai departe, care da, ok, hai să îndezi un nou contract pe o sumă mult mai mică. Dar da, eu zic că oprim aici video-ul și vă întreb pe voi, scrieți-mă că puteți de mai jos, ce ziceți, îl păstrăm pe De Gea sau îl schimbăm? Sau mai degrabă decât să schimbăm pe De Gea, mai degrabă, știu și eu, ne cumpărăm un alt KB, să zic, în locul lui Rudiger. Și asta e o întrebare bună. De asta vă las pe voi să alegeți. Scrieți-mă că puteți de mai jos, ce părere aveți, ce să fac, schimbăm CB-ul sau GK-a. Ne auzim, numai bine, pa, pa!